Romanele pornografice sunt greșit comercializate ca romane erotice de editurile mici în special, de aici rezultând o serie de probleme alimentate de fenomenul Wattpad, unde adolescenții și tinerii între 20-25 de ani își înșiruie cele mai picante fantezii fără nicio preocupare pentru tehnica de scriere, fiind încurajați și apreciați de oameni care nu caută decât acele situații ce duc la sex. Este și mai problematic atunci când protagoniștii acestor cărți pornografice sunt adolescenți, iar limbajul utilizat este în totală contradicție cu ceea ce înseamnă cartea, chiar dacă acea carte este una de ficțiune comercială. Voi vorbi altă dată despre Wattpad, cu argumente pro și contra. Nu vreau să stigmatizez platforma, pentru că acolo există și scriitori și cititori care se respectă. Și acum nu este vorba doar de Wattpad. Dar trebuie să fim conștienți de această realitate, mai ales că vedem utilizatori cu sute de mii, poate chiar milioane de abonați și zeci de mii de aprecieri, iar când citim ce au scris, începem să punem la îndoială dificultatea cu care se scrie o carte. Sunt convinsă că mulți dintre cei care citesc acele cărți populare pe Wattpad își spun: "A, așa pot să scriu și eu, e foarte simplu." Să nu uităm că 50 de umbre ale lui Grey de E.L. James, care a apărut inițial în sistem self-publishing, devenind bestseller, ne-a dovedit că succesul nu este dependent de calitate, fiind o rară excepție nefericită. Din punctul meu de vedere, personajul Christian Grey, un caz patologic ce ar da bine într-un thriller psihologic, este pus în mijlocul unei intrigi patetice, asta dacă putem să vorbim cu adevărat de o intrigă în Fifty Shades of Grey. Unii ajung să-și publice cărțile de pe Wattpad sau de pe alte platforme de fanfiction, cărți ce nu îndeplinesc nici măcar cerințele minime de storytelling, în regim indie sau self-publishing, sperând și ei la succesul lui E.L. James. Iar tinerii neformați vor lua aceste cărți, le vor citi și vor considera că așa trebuie să scrie și ei. Astfel, efectul de domino apare și în afara acestor platforme, rezultând de fapt un cerc vicios. Doar că la noi nu există agenți literari, editori de structură sau programe de scriere creativă în școli care să aducă puțină ordine în haos, ci doar critici literari care arată literatura comercială cu degetul, răutățind și mai mult situația. Și redactori slash editori care nu oferă feedback-uri ca scriitorii la început de drum să înțeleagă de ce sunt refuzați și cum ar putea să-și îmbunătățească manuscrisele.